Vom continua cu partea a doua a trandafirului și vom lucra această parte de desubt, care va îmbrăca floarea propriu-zisă, aceste petale care vor veni de jur împrejurul trandafirului. Pentru aceasta voi folosi același croșet numărul 3 și voi lucra cu culoarea verde. Pentru început voi face cercul magic în care voi lucra un număr de 5 piciorușe scurte. Cercul magic. Așa. Și voi face 1, 2, 3, 4, al 5-lea. Voi închide, dar nu de tot. Voi închide acest prim rând cu ochi alunecat. Așa. Acum voi lucra din nou un număr de 5 piciorușe scurte. Voi pune firul despărțitor să mă poată ajuta să nu greșesc. Așa veți face și dumneavoastră. Și vom lucra. 1, 2, 4 și cel de-al 5-lea piciorul scurt. Îl scoate firul despărțitor, îl voi pune aici și voi continua lucrând. În corespondența fiecărui picioruș scurt, voi dubla și vom începe. Deci, în primul picioruș scurt am lucrat două piciorușe scurte, avem două. La sfârșitul rândului vom avea un număr de 10 piciorușe scurte. 4. Vom schimba firul. Acum vom lucra un picioruș scurt în mod normal, urmat de o mulțire. Și la capătul rândului vom avea un număr de 15 piciorușe scurte. 1,
Acum vom înmulți și avem 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 iar aici în ultimul vom face ultima înmulțire și astfel am obținut un număr de 15 picioare scurte. Acum vom începe să facem fiecare frunzuliță care va îmbrăca trandafirul și vom lucra în felul următor. 1 2 3 piciorușe scurte, unul de lanț, ne vom întoarce și în corespondența acestor 3 piciorușe scurte vom înmulți. Deci la capătul rândului, să spunem așa, vom avea un număr de 6 piciorușe scurte. 2 4 6 un ochi de lanț. Acum din nou voi pune firul despărțitor pentru că așa voi ține o evidență a rândurilor pe care le voi lucra, pentru că vom avea un număr de 4 rânduri de piciorușe scurte, de câte 6 piciorușe scurte. Deci, primul rând, 1, 2, 3, 4, 5, al 6-lea, un picioruș scurt, voi întoarce, voi face al 2-lea rând de piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, un ochi de lanț, mă voi întoarce și voi face cel de-al 3-lea rând de 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un ochi de lanț, mă voi întoarce și voi face ultimul rând de 6 piciorușe scurte, 1, 2, 3,
4, 5 și cel de-al șasele. Voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrul și nu în primul picioruș scurt, în cel de-al doilea voi continua să lucrez și vom avea un număr de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, din nou voi sări primul picioruș scurt, voi intra în cel de-al doilea, voi lucra un număr de 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și al patrulea. Un ochi de lanț, întoarcem, voi sări din nou primul picioruș scurt, voi intra în cel de-al doilea, vom lucra 3 piciorușe scurte, 2 și cel de-al treilea. Un ochi de lanț, voi sări primul picioruș scurt, voi intra în cel de-al doilea, vom face un număr de 2 piciorușe scurte, 1 de lanț, voi întoarce, vom sări primul, vom intra în cel de-al doilea, vom închide și vom face un număr de 3 ochi de lanț în sus. Acum voi tăia firul. Voi închide lucrul aici și voi continua să lucrez următoarele petale. Voi intra aici în primul picioruș scurt, după ce am lăsat cele 3 pe care deja le-am lucrat, le-am lăsat deoparte și voi face un număr de alte 3 piciorușe scurte. Deci am 1, voi ține firul așa și îl voi prinde și pe el să-i dau siguranță. 1, 2, al treilea, un ochi de lanț, mă voi întoarce și voi repeta exact ca la prima frunză, voi înmulți și la capătul rândului voi avea un număr de 6 piciorușe scurte. 2 le-am făcut deja, 4, 6, un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, voi pune firul despărțitor și voi lucra de nou 4 rânduri de câte 6 piciorușe scurte. Voi intra în primul. 1, 2, 3,
4, 5, 6, sunt la capătul primului rând, un ochi de lanț, mă întorc, lucrez al doilea rând de 6 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, un ochi de lanț, întoarcem lucru, vom lucra cel de-al treilea rând de 6 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, un ochi de lanț, mă voi întoarce și voi lucra cel de-al patrulea rând de 6 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, un ochi de lanț, iar acum mă voi întoarce și nu în primul picioruș, în cel de-al doilea voi începe să lucrez piciorușe scurte. La capătul rândului voi avea un număr de 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, un ochi de lanț, voi întoarce lucrul, scuzați, nu în primul, în cel de-al doilea picioruș scurt voi face un număr de 4 piciorușe scurte, deci ca la prima dată, primul picioruș scurt îl sărim și lucrăm în continuare. Făcut un ochi de lanț, voi sări primul picioruș scurt, voi continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, un ochi de lanț, mă voi întoarce, voi sări din nou primul picioruș scurt, voi intra în cel de-al doilea, face un număr de 2 piciorușe scurte, un ochi de lanț, un picioruș scurt, în cel de-al doilea, voi închide și voi face din nou 3 ochiuri de lanț, după care voi scurta firul și astfel vom proceda cu următoarele părți. Vom avea un total de 5 astfel de frunzulițe. Întotdeauna ne vom ajuta cu firul despărțitor când va trebui să facem aici cele 4 rânduri de câte 6 ochiuri. Voi intra din nou, voi atașa firul și voi lucra 3 piciorușe scurte. Primul îl voi prinde pentru a-i da siguranță, deci vom prinde amândouă capete. Așa. 1, 2, întotdeauna pe spate vom prinde și acest capăt de fir, al treilea,
un ochi de lanț și vom continua în modul în care v-am învățat. Deci, în corespondența celor trei piciorușe duble, vom înmulți și astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 6 piciorușe duble. Și vom continua cu frunzulițele, de jur împrejur. Deci, noi ne întâlnim în momentul în care vom termina aceste piciorușe și aceste petale, care, așa cum vă spuneam, normal sunt frunze, nu petale, vom avea un număr de 5. Deci, noi ne vom întâlni la capătul lucrului. Am terminat de lucrat toate cele 5 frunzulițe. După cum vedeți, am ascuns firele. Aici le-am tăiat în capete, unde am făcut acele 3 ochiuri de lanț. După cum vedeți, aici în mijloc îmi intră croșetul. De aceea nu am închis cercul magic de tot, vedeți? Acum, în acest loc, noi vom introduce trandafirul. Voi îndoi un pic așa, să nu întâmplem greutăți. Așa. Și vedeți, în mijloc, vom introduce trandafirașul. Uitați ce ușor a intrat, cât de simplu. Acum voi strânge de tot cercul magic, vedeți? L-am fixat chiar, așa. Și voi începe să lipesc aceste frunzulițe de trandafir. Voi folosi întotdeauna lipiciul lichid. Dumneavoastră veți folosi siliconul, știu că toată lumea îl folosește. Eu cu lipiciul lichid lucrez mult mai ușor. Și voi lua fiecare această frunzuliță în parte. Voi pune un pic de lipici pe el. Lipici care acum nu vrea să iasă, pentru că așa se întâmplă. Scuzați un pic, pentru că se usucă foarte repede și îmi creează probleme. Așa este. Am reușit să elimin acel dopușor care s-a format aici la lipiciul lichid. Voi pune lipici pe lungimea frunzei, vedeți, până aici în capăt, unde sunt aceste 3 piciorușe, 3 ochiuri de lanț. Și voi începe să le lipesc pe trandafirașul nostru. Felul acesta. Vom îmbrăca de jur împrejur, pentru că aceste frunze vor îmbrăca practic în felul acesta. Eu știu că la început poate va părea un pic dificil. În cazul în care pentru crearea acestei părți aveți vreo neclaritate, în comentarii puteți să scrieți, mă puteți contacta, eu vă voi da toate informațiile de care aveți nevoie, voi răspunde la întrebările dumneavoastră. Voi veni din nou până în vârf aici.
lipi și ultima frunzuliță. Lipițul meu este foarte pretențios astăzi și îmi creează un pic de probleme, însă va fi cum vreau eu, nu cum vrea el. Așa, felul acesta. Uitați-vă că am reușit să finalizez această parte. Eventual, dacă vi se pare că în lucrarea dumneavoastră aveți nevoie să adăugați un alt pic de lipici pentru a ataca bine aceste frunzulițe, o puteți face tranquil, liniștit, scuzați, așa, între acesta, și uitați-vă că deja o altă parte a lucrării noastre este gata. Vă voi arăta acum, uitați-vă, ceea ce am realizat până acum. Aceasta este lucrarea. Vom continua pe parcursul zilei de astăzi și cu frunzele care vor, și apoi vom îmbrăca piciorul trandafirului. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi frumoasă, spor la lucru și noi ne vom reîntâlni până în această. Oricum, voi încărca foarte curând ultima parte a acestui tutorial. Sunt Tatiana Andrie și, așa cum vă spuneam, nu uitați să dați un like, un share, să distribuiți lucrările mele dacă vă plac. Cine nu s-a înscris, vă rog să vă înscrieți pe canalul de YouTube Tatiana Andrie. Aceasta mă ajută foarte mult să merg mai departe cu acest canal. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!